de cadru didactic pe universitar și universitar, are experiență în ONG, networking și construirea de rețele și are doi copii. Așa încât voi vorbi despre conform Corpul Național al Formatorului de Opinie. Este un concept plecat de la Timișoara, extindere în toată țara, o să vedeți și în afara țării. Și e foarte, foarte bine pentru noi. Eu sunt foarte încântată și sunt binecuvântată că am ocazia să vă dau primele noțiuni. Ce este conform Corpul Național al Formatorilor de Opinie? Fondatorii sunt timișoreni, niște băieți foarte fani. Și am să încep cu un citat din Eleanor Roosevelt. Mințile luminate discută idei, mințile comune discută evenimente și mințile înguste discută persoane. Acum, după 90, când discuția spațiu public era așa entuziasm, idei, toată lumea, da? S-a mutat acum mai mult în dezbaterea, discuția de persoane. E dominată dezbaterea civică de persoane de la credință și atacuri, chiar atacuri la persoane. De aceea este nevoie să refacem prin educație și o să vedeți că este și un proiect, o să se vorbească mai târziu, 10 pentru educație, foarte valoros, de-abia aștept, astfel încât să putem urca dialogul în zona de bună credință. Ce înseamnă bună credință? O să vedeți imediat. Structura electoratului potențial. În 2016 s-a votat așa. Coaliția de la credință 3,5 milioane, celelalte partide 3 milioane, votul l-au dat răspunzând la un mesaj negativ. Deci fiecare s-a gândit, fiecare din cele două segmente s-au gândit, votez ca ceilalți să nu aibă succes. Și la fel s-a întâmplat așa. 6 milioane vot pro. Răspund doar la mesaj pozitiv, dar ei nu votează. Și 5,6 milioane nu răspund la vot, oricum nu contează. Mesajele acestea negative, din prima coloană, domină discursul politic și cei care au devenit imuni la acest mesaj sunt cei care nu participă la vot. O să vedem ce facem noi. În primul rând, de ce nu am ieșit la vot? Observați, ni s-a sugerat că nu avem ce vota, dezgustul față de politică, așa e, discutând cu diferiți oameni. Media servită politic lansează niște sondaje mincinoase în care ne spune că suntem o minoritate, noi ăștia care vrem să votăm, și pentru că ni se spune că votul nostru nu contează. De aceea, avem nevoie de surse de încredere pentru a vedea ce se întâmplă. Asta vrem. Eu cu cine votez? Sau tu cu cine votez? Însă singura modalitate prin care putem schimba clasa politică este votul. În 2016 prezența la vot știm că a fost extrem de mică și asta a favorizat partidele de rea credință, care au electoratul lor captiv de votați. Partidele de rea credință nu pot însă scoate la vot mai mult de 3,6 milioane de susținători, cum s-am văzut în prezentarea precedentă. Acum, sunt proteste. Protestele au fost, sunt și vor fi. Și știm, pe diferite segmente.
Dar acestea pot întârzia abuzul puterii. Însă nu pot oferi o soluție constructivă pe termen mediu și lung. Singurul este votul. Deci este etapa următoare în care trebuie trecut la această etapă. Rezultatul în 2016, prezența la vot la alegerile parlamentare. Sunt niște cifre oficiale. 39,42% au votat, 60,51% nu au votat. Deci 40-60%. Asta a fost prezența la vot. Asta înseamnă că rezultatele au fost așa, alegerile parlamentare. 58% coaliția de rea credință, coaliția penală, care știm ce înseamnă să aibă o majoritate pe anumite legi, da? Și 42% celelalte partide. Deci prea mult nu s-a putut face. Astfel încât avem proiecție plus 1 milion. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi venit 1 milion de cetățeni la vot? Atunci 44,96% ar fi votat, 55,04% n-ar fi votat. Deci 45-55. Rezultatul la alegeri, observăm celelalte partide 57%, coaliția de rea credință penală 43%. Aici se putea face ceva. Plus 1 milion. Rența suplimentară a unui număr de 1 milion de votanți poate face diferența. Dacă în 2016 rezultatele au fost așa, rea credință, bună credință. Deci a cântărit foarte, foarte mult rea credință. Plus 1 milion ce înseamnă? Se face o diferență. Bună credință, da? E mai grea și pune cuvântul. Și ce propunem noi? Să construim împreună o structură de difuză, tip rețea, formată din persoane de bună credință, care își asumă sarcina de a dobândi o minimă competență de formator de opinie civică și politică, în scopul mobilizării la vot a electoratului inactiv, dar de bună credință. Această structură am denumit-o Corpul Național al Formatorilor de Opinie sau Conform. Puterea plus 1. Dacă fiecare dintre cei 3 milioane pe care i-am văzut, da, înainte, care au votat de bună credință, ar convinge un alegător pasiv, evident că se dublează. Ar fi nu 3 milioane, ci 6 milioane de votați de bună credință. Cum mobilizează conform? E programul plus 1 pentru Europa acum. Știm că sunt alegerile europarlamentare în 26 mai. Deci, în configurația actuală de atac al clasei politice de la credință împotriva societății civile, asta se întâmplă acum, da? Fiecare membru conform are doar un mandat. Simplu, clar, deschis, transparent și asumat. Votează. Apoi mobilizează și pe alții la vot, indiferent cu cine votează. Cum mobilizează conform programul plus 1 pentru Europa? În loc să ne concentrăm pe identificarea unui număr mic de oameni care să fie dispuși să facă un efort foarte mare, considerăm că este mai simplu să identificăm un număr mare de oameni care să facă puțin, puțin pentru ei și familiile lor. Acest minim efort înseamnă votul propriu și aducerea încă unui cunoscut la vot. Mult, puțin, fiecare ocupat, familie, viață socială, dar pentru mine a merge la vot întotdeauna a fost un lucru de care m-am bucurat, responsabilitate. Cum mobilizează conform programul plus 1 pentru Europa? Deci dacă vrei să faci mai mult decât a vota,
și aduce cu tine pe cineva la vot, poți contribui la extinderea rețelei conform, ajutând alți prieteni și cunoscuți să se înscrie în rețea. Deci tu, ori 100, ori 10.000, fac acel milion de care avem nevoie. Acum, aici este vorba de un algoritm. Cine are întrebări, după aceea poate să le pună, este un lider care poate să răspundă. Foarte important. Concret, ce avem de făcut? În primul rând, ne asumăm bună credință. Suntem oameni de bună credință? Trebuie să fim. Pentru că altfel nu putem cere bună credință celor pe care îi aducem, dacă noi nu suntem de bună credință. Votăm. Acesta este efortul minim. O bună parte dintre noi au mai fost o dată de două ori, mai multe ori la vot și nu este foarte complicat. Ți-asum ca, mă rog, un grad de libertate. Mobilizăm pe încă cineva să voteze, deci plus 1, asta aduce la dublarea rapidă a numărului de votanți. Și dacă dorești, poți fi formator de opinie, adică te poți focaliza pe a duce în conform 100 de noi înscriși. 100. Deci sunt luni, jumătate de an, 2 ani la locale parlamentare, parlamentare și cred că fiecare are o listă de cel puțin 100 de persoane. Și dacă dorești, poți deveni lider conform. Ce avem de făcut, concret? E diaspora. O bună parte, o mare parte din români, care au domiciliu în străinătate, dar cărora le pasă de România. Au lăsat aici copii, părinți, rude, prieteni și există posibilitatea să se implice în rețeaua confort. Ce au de făcut? Au drept de vot, votează. Acum, afară știm cum este cu secția de votare. Pot fi afară, da? Pot veni în țară într-un mic concediu, dar cel mai important este să vorbești despre conform și cum pot ajuta el, fiecare, da? Dacă vin la vot. Confirm, corp independent de formator de opinie. Asta înseamnă că puteți folosi lista de prieteni, cunoștințe, rude, puteți folosi cunoscuți, da? De bună credință, trecem prin ei și promovăm agenda comună cu aceștia. Se beneficiază de edificare și conferințele conform și vă puteți atașa oricând la conform dacă adoptați standardele organizației. Simplu, pentru oameni de bună credință, foarte simplu. Foarte simplu. De ce să ieșim la vot? Sunt mai multe motive. În primul rând, libertate. Pentru că votul reprezintă un vaccin împotriva tiraniei. Fiecare vot în plus e o șansă în minus să ne infectăm cu totalitarism. Ce înseamnă asta? Votul nostru contează. Egalitate, responsabilitate. Votul reprezintă efortul minim de contribuție la viața cetății. Ești responsabil să te duci. Sunt mulți dintre noi care au făcut-o de mai multe ori, s-au simțit responsabili să meargă la vot. Votul libertății e mare și prin absența la vot o povară tot mai mare rămâne pe seama, tot mai puțin, până când votul se plătește cu viața. Și împlinirea personală, aici mi-a plăcut foarte mult. După ce votam, eram foarte fericită. Nu știu votul meu cât a contat într-o direcție sau cealaltă, dar oricum reprezintă singurul mod pașnic de a construi o societate care să ne permită realizarea viselor și aspirațiilor individuale într-o comunitate de oameni liberi și de bună credință. Asta gândeam foarte mult după 90. Ne-am imaginat că va fi așa, da?
Dar votul e un consens pașnic. Alternativa la vot este doar violența și alternativa la democrație doar tirania. Mulți dintre noi știm acest lucru. Beneficii versus efort. Aici este și mai simplu. Unitatea minimă de acțiune este votul. Am vorbit ce înseamnă votul. Votezi și produce o diferență majoră. Deci votul tău contează, indiferent cine este, orice vot contează. Și efortul mic aduce și pe altul la vot, deci dublăm numărul de votanți. Este bine dacă identificăm acele persoane care n-au fost la vot. Deci cei care au fost la vot îi știm, vorbim cu ei, dacă au fost la vot, le spuneți mai mult cu persoană. Care n-au fost la vot, trebuie să discutăm. Îi aducem aici. Un moment. Pentru că efortul mai mare este o seară pe lună, particip la construirea rețelei conform, pentru a putea mobiliza împreună 1 milion de oameni la vot. Aici se întâmplă lucrul acesta. O dată pe lună, o seară pe lună, noi participăm la construirea rețelei conform, împreună cu invitații noștri. Și efort și mai mare, o seară pe săptămână, te formezi ca lider conform, beneficient de ajutor de specialitate. Așa funcționează. Sunt oameni care zic, da, eu am votat și o să fiți data viitoare. Sunt oameni care spun, da, am pe cine să aduc la vot, dacă nu avem, îl căutăm și îl găsim că există, da. Sunt oameni care vor să participe la construirea rețelei conform și atunci o dată pe lună vin aici. Și cei care fac un efort și mai mare o seară pe săptămână formându-se ca lideri. Acesta este un citat cu care am să închei și îi las puțin în față. Unul din fondatorii Asociației Mișcarea Sinergistă a zis că i-a plăcut foarte mult. Și l-a postat și mie îmi place. Așa că vă las să citiți. Este Oana Belea, cea actriță care e foarte sufletistă și implicată și în proteste de stradă și multe, multe lucruri. Astfel încât decizia aparține fiecăruia, oricum e, viața, e vorba de viața noastră, viața familiei, viața comunității, fiecare își ia o decizie. Persoana care m-a invitat aici vă va da mai multe lămuriri. Va fi, de fapt, și o discuție, da, o sesiune de întrebări și răspunsuri. Totul este bine pus la punct. Sunteți în cel mai bun loc. Mulțumesc și pentru specificarea de întrebări și răspunsuri. Într-adevăr, am uitat să spun